a scos cuțitul și l-a înfipt în turc, omorându-l. Uciderea unui înalt slujbaș turc însemna pentru grec condamnarea la moarte. A pus cu ciocanele și târnăcoapele să-l demoleze. Așa l-au găsit pe Nicolae în ochii ei albaștri, pe obrajii rumeni și la părul lung cârlionțat și blond ca holdele coapte. În 1820, Marioara A., probabil arbore, o tânără boieroaică din Moldova, face o pasiune nebună pentru un tânăr și frumos grec, Nicolae Nerulos, un apropiat al domnitorului Mihail Șuțu, cu care venise de la Constantinopol. Nu era nimic condamnabil în această dragoste. Marioara, care fusese căsătorită de tânără cu un grec bătrân, reușise să divorțeze. Era liberă, frumoasă și istoricii spun că făcuse ravagii printre boierii moldoveni care se luptau pentru a ajunge în iatacul ei. Femeia își făcea planuri de căsătorie cu grecul și toată boierimea îi dădea ca și luați, doar că grecul juca la dublu, cum se spune. Probabil că nu era chiar așa de îndrăgostit de moldoveancă, întrucât o anunță după un an că se logodește cu Zoe, fiica unui banchier putred de bogat, Anton Soter Dracos. Nu putem ști dacă dragostea față de fiică sau față de banii tatălui l-au făcut pe grec să frângă inima Marioarei și să o pună într-o situație stânjenitoare față de societatea moldovenească. Boieroaica s-a împăcat cu situația și s-a retras cu demnitate, lăsându-i lui Nicolae calea liberă spre noua viață. În anul următor, Nicolae Nerulos și fiica bancherului aveau programată nunta, doar că viața avea alte planuri cu tinerii amorezi. Suntem în 1821, anul în care au loc mișcările revoluționare și tânărul grec, participant activ alături de Eteria, era un fel de curier între domnitorul Mihai Șuțu și Alexandru Ipsilanti. Într-una din deplasările sale, s-a întâlnit pe un drum îngust cu un demnitar turc și în goana cailor trăsura grecului o lovește pe cea a turcului și îi fărâmă o roată. Turcul, într-un acces de furie, l-a plesnit cu biciul peste față pe Nerulos, moment în care grecul a scos cuțitul și l-a înfipt în turc, omorându-l. Uciderea unui înalt slujbaș turc însemna pentru grec condamnarea la moarte. Conștient de acest lucru, grecul dă bice cailor și se refugiază la conacul din Dărmănești, pe moșia unui prieten. Aici, pune de se face un perete fals și izolează un apartament micuț în care se ascunde împreună cu logodnica lui, părinții acesteia și doi servitori țigani. Accesul se face prin niște chepenguri ascunse și în fiecare noapte vătaful le aducea fugarilor apă și mâncare. Turcii îl căutau pe Nerulos în toată Moldova. Trimiseseră caraule în toate localitățile și la toate moșiile pentru a da de urma fugarului. Spre toamnă târziu, ajung și la conacul de la Dărmănești și o patrulă se hotărăște să nopteze acolo, așa că cer să li se facă focul la bucătărie pentru a se încălzi. Apartamentul ascuns avea peretele comun tocmai cu soba de la bucătărie și fiindcă nu avea aerisire, la un timp atmosfera a devenit sufocantă din cauza căldurii degajate de sobă și servitorii țigani au început să bată cu pumnii și picioarele în zid pentru a fi scoși de acolo. La început turcii nu și-au dat seama ce ar putea fi, au ieșit în afara conacului, l-au înconjurat fără să vadă nimic deosebit. Dar odată întorși în bucătărie, loviturile erau și mai puternice, până când și-au dat seama că este ceva dincolo de acel perete și s-au pus cu ciocanele și târnăcoapele să-l demoleze. Așa l-au găsit pe Nicolae Nerulos. Bineînțeles că l-au luat imediat împreună cu logodnica și socrii săi și l-au prezentat lui Ibrahim Aga, care era tocmai fiul demnitarului turc pe care îl ucisese grecul. Ibrahim Aga a hotărât să-i execute a doua zi atât pe grec cât și pe socrii săi, iar pe logodnica acestuia, care era frumușică, se pare că a trimis-o în haremul său. Și în acest punct al povestirii am spune că asta a fost. Atâta s-a putut. Zilele grecului atâtea au fost. Dar nu este așa.
fiindcă printre cei care îl păzeau, Nerulos a văzut un turc care fusese prins de frații săi din Eterie și atunci grecul l-a salvat de la moarte. Așa că parcă îi se părea că nu este totul pierdut pentru el acum. Ei bine, turcul a avut și el conștiință, fiindcă noaptea s-a strecurat în celula lui Nerulos și l-a întrebat dacă poate să-l ajute cu ceva, fiindcă el nu a uitat cum acesta i-a salvat viața nu cu mult timp în urmă. Și da, grecul s-a gândit să își încerce ultima șansă, așa că i-a cerut turcului o hârtie și o pană și când acesta i le-a adus, a scris un bilet în care spunea în ce situație se găsește și implora destinatarul să aibă milă și să-i salveze logodnica de la rușinea de a deveni ibovnica lui Ibrahim Aga. Nici nu gândiți cine era destinatarul. Ei bine, era Mărioara, fosta lui iubită pe care o părăsise pentru grecoaica Zoe. Întâmplarea face ca fratele Mărioarei să fie numit ispravnic în Piatra Neamț, localitatea în care se aflau eroii noștri, iar aceasta l-a însoțit la post, deci era foarte aproape de tot ce se întâmplase. Ce credeți? Femeie energică, Mărioara își dă seama de urgența cu care trebuia să acționeze și merge la fratele său să îi ceară ajutorul și împreună cu acesta se duc la turc, la Ibrahim Aga și îi propun să o răscumpere pe grecoaică. I-au oferit 5.000 de piaștri, l-au rugat, au insistat, dar turcul nu păru interesat de bani și a ignorat toate propunerile celor doi. Privirea lui rămăsese blocată pe chipul Mărioarei, în ochii ei albaștri, pe obrajii rumeni și la părul lung cârlionțat și blond ca holdele coapte. Parcă nici nu auzea ce îi se spunea. Și când cei doi își pierduseră orice speranță, turcul trezit parcă dintr-un somn greu, îi ceru ispravnicului de Piatra Neamț să iasă și să-l lase singur cu Mărioara. Nu știm ce și-au spus cei doi, dar știm ce a urmat. În noaptea următoare, o nălucă blondă acoperită din cap până în picioare intra în agia lui Ibrahim. Și a doua zi, grecoaica Zoe a fost eliberată din harem. Și mai știm că în cealaltă noapte de după prima noapte, aceeași nălucă a intrat în odaia lui Ibrahim și în ziua următoare, grecul Nerulos a fost scos din lanțuri. Și în noaptea următoare de după a doua noapte, năluca s-a înfățișat la agie și în zorii zilei a treia, socrii grecului au văzut lumina soarelui. Și tot așa, noapte de noapte, de cred că până la final au fost eliberați toți sclavii luați din Moldova de la Ștefan cel Mare până în zilele noastre. Povestea este adevărată și a fost scrisă de istoricul Radu Rosetti după o scrisoare descoperită în anul 1887 la un anticariat din Iași. Dacă vă plac poveștile mele, vă rog să vă abonați la acest canal. Vă aștept cu un like, cu un comentariu și vă invit să vizionați videoclipurile din playlistul Duminica Domnițelor, cu întâmplări din viața domnițelor și doamnelor de demult. Și până data viitoare, nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă!